Vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, capitolul 1. Citim versetele 30 la 33. Evanghelia după Luca, capitolul 1, de la versetul 30 la 33. Să ascultăm cuvântul Domnului. Și îngerul i-a spus: nu te teme, Maria, fiindcă ai găsit favoare la Dumnezeu. Și iată, vei rămâne însărcinată în pântecele tău și vei naște un fiu și vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt. Și Domnul Dumnezeu îi va da tronul tatălui său David. Și va domni peste casa lui Iacob pentru totdeauna. Și cât despre împărăția lui, ea nu se va sfârși. Amin. Am considerat în seara aceasta, ultima joi din anul 2022, încă în atmosfera aceasta de Crăciun și An Nou, să concludem șirul învățăturilor și lecțiilor despre nașterea sau întruparea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pasajul pe care l-am citit și care este bine cunoscut dumneavoastră este un cuvânt rostit de îngerul Gavril sau Gabriel către Fecioara Maria înainte ca Iisus Hristos să se nască. Dar în acest cuvânt pe care Gabriel îl rostește, descoperim lucruri frumoase, adânci, profunde, despre persoana Domnului Iisus Hristos. De aceea, în seara aceasta, voi sta în fața dumneavoastră cu smerenie, cu un mesaj pe care l-am intitulat Iisus, un profet, un portret profetic. Iisus, un portret profetic. Cuvântul lui Gabriel către Maria este o profeție. Îi spune: vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu, îi vei pune numele Iisus. Și în profeția aceasta, îngerul Gabriel ne revelează mai multe lucruri, dar cel puțin trei le vom urmări în seara aceasta. Trei imagini ale acestui portret profetic despre Iisus Hristos. Și primul lucru pe care Gabriel îl revelează către Maria este că pruncul care se va naște, copilul care se va naște, în ce privește puterea, va fi mare. Spune: el va fi mare. El va fi mare. Deci, puterea lui este o putere mare. Și nu trebuie să ne uităm prea departe, să ne uităm în jurul nostru și să vedem dacă, într-adevăr, Iisus a fost și este mare. El este mare datorită creației. Toată creația a fost făcută prin Iisus Hristos. Sfântul Apostol Ioan, în primul capitol, spune: și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără de El. Pentru că tot ce a fost creat, lui a fost suficient să spună doar atât: să fie. Și planul care l-a avut în minte și El, și Tatăl Ceresc, și Duhul Sfânt, a ieșit perfect. S-a făcut.
Dacă vă uitați la știrile de astăzi, și știu că vă uitați, și este bine și e recomandat să știm unde trăim și ce se întâmplă în jurul nostru, NASA, Centrul American de Studii Spațiale și de Cercetări Spațiale, a trimis un satelit, James Webb, și l-a plasat pe o orbită specială la 1000 de mile deasupra Pământului. Până la Soare sunt 5 straturi speciale în cosmos, până la Soare, 5 straturi speciale, care, spre deosebire de restul cosmosului, sunt foarte stabile. Forța de gravitație, fie a Soarelui, fie a Pământului, fie a altor planete, nu se exercită în aceste spații de așa manieră încât să perturbe mersul satelitului. El stă într-o poziție aproape fixă. Și de acolo poate să privească cosmosul fără să fie tulburat de nori sau de alte impedimente care să-i acopere lentilele. Și James Webb telescop este dotat cu aparate, cu raze infraroșii, cu raze gamma, cu tot felul de, din tehnica modernă, ca să privească unde ochiul liber nu poate să privească. Și gândiți-vă la acest aspect, ca să vedem cât de mare este Dumnezeu, este Iisus Hristos, cât de puternic. James Webb a privit în cosmos unde n-a mai privit niciun telescop până acum, sau n-a putut să pătrundă, că de privit a privit, dar n-a putut să pătrundă până acolo. Și după datele care le avem la ora aceasta, în mai puțin de un jumătate de an de când James Webb privește în cosmos, cea mai îndepărtată galaxie pe care a putut să o vadă și care e considerată la ora aceasta cea mai îndepărtată de noi, de pământeni, este la 14 miliarde de ani lumină. 14 miliarde de ani lumină. La mintea omului este greu să conceapă lucrul acesta. Lumina călătorește cu 300 de mii de kilometri pe secundă. Imaginați-vă ce însemnează 14 miliarde de ani în distanță să calculezi lumina să meargă cu 300 de mii de kilometri pe secundă continuu. Și abia acum a ajuns lumina la noi ca telescopul să poată să o vadă. Abia acum, după 14 miliarde de ani. Nu-i mare Dumnezeu? E mare. Și nu numai atâta că El a zis și le-a creat. Spune că le ține în mâna sa. Este mare Domnul. Apoi, un alt lucru pe care îl face, spune profetul Isaia, zice, cu cine mă veți asemăna? Și cu cine vreți să mă comparați? Iată că eu am creat totul. Eu chem stelele pe nume. Le știe cu numele pe fiecare și îl ascultă. Apoi autorul epistolei către evrei spune, nu numai că le-a creat, a creat universul în măreția puterii lui, el îl și ține cu puterea cuvântului său. Dacă n-ar fi înțelepciunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu și supravegherea lui Dumnezeu, vrăjmașul, diavolul, ar face un haos în cosmos. Pentru că numai o planetă să o miști de pe orbita care i-a fost dată de către Dumnezeu să circule, s-ar ciocni cu altă planetă, s-ar ciocni cu soarele, cu o stea. Ar fi un haos total în univers. Dar Domnul este așa de mare încât fiecare stea, fiecare planetă,
fiecare corp ceresc, fiecare galaxie se învârte și se mișcă pe o rută stabilită de Dumnezeu și pe care rută stelele, planetele, galaxiile îl ascultă, mărit să fie Domn. El este mare în creație, este puternic. Dar nu numai atâta. El este mare și puternic în nimicirea opoziției care s-a format împotriva lui. Creatura cea mai înaltă care a ieșit din mâna lui Dumnezeu, Lucifer, și care a înglobat, așa cum spune profetul Ezechiel în capitolul 28 al profețiilor sale, suma înțelepciunii lui Dumnezeu pusă în creație. Suma. Deci este vârful creației. Și datorită acestui fapt, i s-a născut în cap gândul să fie ca cel prea înalt, spune profetul Isaia în capitolul 14. Și a putut să ducă în eroare un număr necunoscut de îngeri, să creadă minciuna că dacă el este în locul celui prea înalt, cu ei va fi mai bine. Cu el, cu domnia lui, ei vor duce-o mai bine. Însă, când Iisus Hristos, ca să vedem cât este de mare, când se întâlnește cu ei pe pământ, care este reacția acestor demoni? Ce avem noi a face cu tine, Iisuse, Fiul lui David? Să nu ne chinui înainte de vreme. Cum de nu sunt mari acum? Cum de nu sunt tari? Când se întâlnesc cu cel prea înalt, cu Iisus Hristos. El este puternic. De aceea problemele noastre să fim siguri că El este în stare să le rezolve. Problema ta, problema mea, problemele noastre sunt ale Lui. Dar El fiind puternic, fiind tare, va face ca problemele noastre să poată să fie rezolvate, fiindcă are puterea să le rezolve. Apostolul Pavel merge până acolo și spune, el are puterea să-și supună toate lucrurile. Aceasta pentru că este mare, este puternic. Deci în portretul pe care îngerul Gabriel îl prezintă Mariei, îi spune, Mario, în ce privește puterea, el este mare. Nimeni nu va fi mai mare decât el. Nimeni nu va avea puterea mai mare decât puterea lui. Căci prin cuvântul puterii lui, cosmosul a fost făcut, cosmosul este păstrat, prin cuvântul puterii lui, cel rău este trimis în adânc înainte de vreme, prin cuvântul puterii lui, voi trăiți, aveți pâinea cea de toate zilele și sunteți binecuvântați. De aceea, să-i mulțumim Domnului că ne-a făcut parte de a-L cunoaște pe El ca Mântuitor, ca Domn, ca Dumnezeu, glorie Domnului. Deci, în primul portret, El este, în putere este mare. În al doilea aspect al portretului, este prezentat nu numai puterea Lui, că e mare, este planul Lui. Și în planul Lui, El este Mântuitor. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt. Deci, putere, mare, plan, Mântuitor. Nimeni nu poate să mântuie decât Iisus Hristos. Nu este sub soare al nume, sub ceruri al nume, în care să se poată mântui. Faptele noastre, oricât de bune ar fi ele, în raport cu sfințenia lui Dumnezeu, sunt ca o haină murdară, ca o zdreanță, sunt o nimică. Dar jertfa lui este o jertfă desăvârșită. Viața lui a fost o viață perfectă. Sfințenia lui este o sfințenie absolută. De aceea și poate să mântuiască. Și poate să mântuiască desăvârșit. În planul lui
El este mântuitor. Este mântuitorul tău și mântuitorul meu. Dacă credem în El și dacă rămânem credincioși vieții Lui și cuvântului Lui. Te întreb în seara aceasta, și dacă ești aici și ești de ani de zile în pocăință și dacă ne asculți la internet și urmărești acest mesaj, în cine te încrezi? Pe cine cauți ca să fii mântuit? În societatea contemporană, ca din totdeauna, oamenii au născocit tot felul de planuri de mântuire. Niciunul însă nu dă rezultate. Nu dă rezultate. Pentru că oamenii nu pot să mântuie pe nimeni din păcat. Chiar dacă te-ai dus la preot și după tradiția în care ai crescut și te-ai format, ți-ai mărturisit păcatele și ai spus preotului: binecuvintează-mă, părinte, că ți-am păcătuit, iartă-mă. Dacă ți-a spus: iertate sunt păcatele, fiule, te-am iertat, du-te în pace, n-a putut să facă lucrul acesta. N-a putut să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că este contrar cuvântului lui Dumnezeu despre Iisus Hristos. Când Iisus Hristos era în Capernaum, într-o casă arhiplină, cu oameni care au venit să asculte cuvântul și să se minuneze de înțelepciunea acestui tâmplar, așa cum îl știau ei în ținuturile Galilei, niște prieteni au zis: hai să facem un bine unui prieten de-al nostru care nu beneficiază de harul pe care îl avem noi, să umble, este paralizat. S-au dus cu el, l-au luat de patru oameni cu patul care era, sau saltea era practic, hai să-l ducem. Dar oamenii au fost așa de insensibili, nu s-a dat nimeni la o parte de la ușă să zică: hai să-l lăsăm pe el, l-a adus pe un paralitic. Poate că îl vindecă tâmplarul acesta. Au trebuit să aibă o idee genială, să spargă acoperișul și să-l coboare pe acoperiș în fața lui Iisus Hristos. Și acum se întâmplă exact ceea ce trebuie să-ți răspundă, dragul meu, la întrebare și la credința pe care spui că o ai. Când Iisus Hristos l-a văzut pe acest paralitic și a înțeles credința celor patru care au mers până acolo încât să desfacă acoperișul casei omului acestuia. Sigur că au fost oameni responsabili, cred că au făcut acoperișul la loc, nu l-au lăsat așa. Iisus Hristos a spus aceste cuvinte. Care a fost? Fiule, iertate-ți sunt păcatele. Dacă i-a deranjat ceva, și dacă i-a tulburat ceva, i-a tulburat tocmai aceste cuvinte pe care tu, dragul meu, când te duci la preot, la episcop, le auzi că te-a iertat. Contemporanii lui Iisus Hristos au fost deranjați și au zis: dar cine se crede el să spună iertate sunt păcatele? Unul singur iartă păcatele. Cine este acesta? Dumnezeu. Dar Iisus Hristos este Dumnezeu de plin. Nu numai om, El este Dumnezeu de plin. Și în planul Lui, El poate să ierte păcatul, pentru că planul Lui este un plan mântuitor. Este Fiul Celui Preanalt. Fiul Celui Preanalt a venit să mântuie. De aceea a spus: îi vei pune numele Iisus, pentru că asta înseamnă El este Cel care va mântui pe poporul său de păcatele sale. Crezi tu lucrul acesta? Iisus Hristos este singurul care poate să ierte. De aceea te încurajăm: du-te la biserică, du-te la preot, du-te la păstor, roagă-te cu ei, cere-le cu smerenie să se roage cu tine și pentru tine, pentru starea ta, pentru păcatele tale, dar să te conducă la Iisus, care te poate ierta de păcatele tale, pentru că eu ca păstor nu te putem ierta, nu avem autoritatea aceasta. Singurul care are autoritatea să ierte păcatele este Iisus Hristos. El a venit cu planul acesta în lumea noastră și ca să poată să
Până în aplicare planul acesta, a luat păcatul meu și păcatul omenirii asupra lui. El care era fără de păcat, s-a făcut păcat în locul nostru. Și a primit pedeapsa păcatului înaintea lui Dumnezeu, este moartea. A primit moartea în trupul lui nemuritor. Vorbim lucruri care nu le putem explica în mintea noastră limitată pe pământ. Dar a murit, însă a înviat din morți și este viu în vecii vecilor. Și acest Iisus Hristos, care este viu în vecii vecilor, în planul lui te iubește, mă iubește, și planul lui este nu nimicirea noastră, este mântuirea noastră. Planul lui este ridicarea noastră, planul lui este binecuvântarea noastră. Planul lui este nu să ne nenorocească, ci să ne dea un viitor și o speranță binecuvântată. Viitorul este să fim cu El, speranța noastră este să moștenim împreună cu El. Această speranță mea este biblică. Nu mi-o dă biserica, nu mi-o dă organizația din care fac parte, ci mi-o dă Iisus Hristos. Portretul pe care Gabriel îl prezintă este acesta. Ca putere, este mare, este creator, este susținător, este Domnul care poartă de grijă, are putere absolută. Și a spus-o și Iisus Hristos când a înviat din morți, în fața apostolilor săi, în prima zi, după ce a înviat din morți, a spus: toată puterea mi-a fost dată. Unde? Și în cer și pe pământ. Toată. Ca putere este mare. Nimeni nu este ca El. Ca plan este mântuitor, pentru că trebuia un sânge curat, un sânge sfânt. Și lucrul acesta l-a avut doar Iisus Hristos. Și apoi, în cea de-a treia fază, în tabloul acesta pe care îl prezintă Gabriel, tablou profetic, deci ca putere este mare, ca plan este mântuitor. Iar ca poziție, deci al treilea lucru, în tabloul acesta este poziția lui, ca poziție este monarh. Putere, plan, poziție. Mare, mântuitor, monarh, adică rege, împărat. Aici cuvântul Domnului spune: și Domnul Dumnezeu îi va da tronul tatălui său David și va domni peste casa lui Iacob pentru totdeauna, și cât despre împărăția lui, ea nu va avea sfârșit. Ce portret glorios! Cel care se naște este și împărat, monarh. Și monarhia lui este o monarhie absolută. Asta înseamnă o teocrație absolută, de aia de care nu ne place nouă în biserică, că nouă ne place democrație, fiecare să spună ce vrea și să nu se poată face nimic. Dar când vine Iisus Hristos, El va spune și toți vor trebui să-L asculte. Și în biserică ar trebui să fie la fel. El vorbește și ce vorbește El, noi trebuie să spunem: da, Doamne, vorbește, că robii Tăi ce fac? Votează, să vedem dacă suntem de acord cu ce ne spui. Nu, robii Tăi ascultă. Robii Tăi ascultă. El este un monarh absolut, un împărat absolut, de care ascultă cerul, ascultă îngerii, heruvimii, serafimii, toată oștirea cerească, dar trebuie să asculte și fiii oamenilor. Și cel rău ascultă de Domnul. Pentru că dacă, când se întâlnea Domnul cu ei, cu cei îndrăciți, și spunea: nu ne trimite în adânc înainte de vreme, dacă îi trimitea, comentau, spuneau: stați să vedem dacă putem merge sau nu. Nu, trebuiau să se ducă. Vine o vreme când îi va spune lui Satana: în adânc, pentru 1000 de ani. Și acolo va sta în adânc pentru 1000 de ani. Și apoi îi va spune: acum, în iazul de foc și de pucioasă,
cu toți demonii tăi și cu toți aceia care au ascultat de tine, dintre fiii oamenilor, și nu m-au primit pe mine ca Domn și Mântuitor. Pentru că așa a spus Domnul Iisus Hristos când a stat de vorbă cu Nicodim. Și Domnul va judeca lumea nu pentru neapărat pentru faptele ei rele, ci va judeca lumea pentru că n-a crezut în singurul Fiu pe care Tatăl l-a trimis în lume și care este Iisus Hristos. Aceasta este condiția. Crezi în Iisus, vei fi mântuit. Nu crezi în Iisus, nu vei fi mântuit. Simplu. Nu există cale de mijloc, nu există purgatoriu, nu există situație din care să vedem dacă mai intervenim, poate că se întâmplă ceva și vei fi scăpat. Nu. Dacă vrei să mergi în împărăția eternă lui Dumnezeu și să-L ai pe Dumnezeu ca împărat, ca monarh absolut, și dacă vrei să împărățești împreună cu Dumnezeu, trebuie să te pocăiești și tu și eu. Și trebuie să trăim o viață de pocăință care să-L onoreze pe Dumnezeu, care să aducă cinste lui Dumnezeu și care să vorbească că, într-adevăr, Dumnezeu trăiește în noi, locuiește în noi, locuiește în casele noastre, este Domn în biserica Lui, este împărat în biserica Lui și poporul Său este un popor care îl ascultă și îi face voia. Nu îl ascultă selectiv și îi face voia selectivă, îl ascultă în toate privințele, pentru că el trebuie ascultat în toate, în toate privințele, așa cum este un proverb american. He is either Lord of all or not at all. Ori este Domnul tuturor, ori nu este Domn deloc. Dar El este Domnul tuturor. Și lucrul acesta se va vedea curând. Se va vedea curând. Iată un portret frumos al lui Iisus Hristos. Un portret profetic. Mare, mântuitor, monarh. Este foarte bine conturat în cuvânt. Puternic, plan măreț, poziție înaltă. Mare. N-are nimeni poziția Domnului Iisus Hristos. N-are nimeni puterea Domnului nostru Iisus Hristos și n-are nimeni planul Domnului nostru Iisus Hristos. Oricine a încercat să-L imite, să-L copieze și acum, la sfârșitul veacurilor, imitatorii se vor înmulți ca ciupercile după ploaie. Și deja au început. Se aude un Mesia aici, un Mesia acolo, un Mesia în Australia, un Mesia în Israel, un Mesia în Siberia, Mesia aici în Statele Unite și apoi mai ales de la cei care trăiesc această minciună New Age Movement, doctrina fundamentală. New Age Movement este eu sunt Dumnezeu. Asta este doctrina fundamentală. I am a God. Eu sunt Dumnezeu. Și nu poate să se vindece de o durere de cap, bietul Dumnezeu, sau de o durere de măsele. Oamenii sunt așa de absurzi, încât te miri. Oameni pregătiți, oameni influenți, oameni educați, oameni cu nume în societate, să poată să facă afirmații de felul acesta. Dar, dacă spui, eu nu sunt nimic, El este totul, Iisus Hristos este totul. El este și Domnul meu. El este și Mântuitorul meu. El este Salvatorul meu. Eu sunt slab, dar El este puternic. El mă ține. Atunci vei rămâne mântuit. Vei sta în picioare. El are putere să te țină în picioare. Are putere să te lase în voia pornirii minții tale. Eu mă rog Domnului ca noi să avem o minte curată și să ascultăm de Domnul. Planul Lui este să ne mântuie și să ne păstreze mântuirea până la capăt. Haideți să ascultăm de planul Lui și să rămânem în planul Lui și tabloul acesta să meargă cu noi. Cine este Iisus Hristos? El este cel mare, El este Mântuitorul, El este Monarhul. El este cel puternic. Planul Lui este un plan binecuvântat. Poziția Lui este o poziție binecuvântată și eu mă simt privilegiat. Mă simt privilegiat să pot să stau lângă acest Mântuitor. Observați traducerea aceasta nouă, fidelă, cuvintele cum sunt de frumos alese. Fiindcă ai găsit favoare la Dumnezeu.
Cornilescu traduce, ai găsit har. Așa este, har, favoare. Noi am găsit favoare în fața Domnului. Să-L cunoaștem ca Domn și Mântuitor. Te bucuri tu de favoarea aceasta? Dacă te bucuri, mulțumește-i. Dacă te bucuri, trăiește după cartea aceasta și nu după teoriile oamenilor, indiferent cât de influență ar părea ei să fie. Căutați în cartea Domnului și citiți și veți vedea că adevărul acesta este un adevăr absolut, pentru că l-a vorbit un Dumnezeu absolut. Și de aceea, pe acest Dumnezeu absolut, pe acest monarh, pe acest rege, noi trebuie să-L ascultăm în toate privințele. Și mă rog Domnului să ne înțelepțească, să-L ascultăm și să purtăm în inimă portretul acesta glorios al lui Iisus. Amin.